Ușa sufragerii se închisese brusc, iar pisica tresări dintr-o dată. Încercă să se dumirească ce tocmai se întâmplase în cameră și privi câteva clipe spre un punct fix, apoi se culcă liniștită pe lăbuțele ei moi și a dormit din nou, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Camera era luminată de razele blânde ale unui soare de noiembrie și în acea perioadă a zilei părea să strălucească pe cer la maxim. În apartament nu mai era nimeni în afară de micuțul sufletel. Liniștea din cameră era deranjată doar de ticăitul ceasului așezat la loc de cinste în biblioteca cea mare a familiei ce acoperea aproape un zid întreg din ea. Cărțile învelite în piele și așezate frumos în ordine alfabetică cu scris auriu și litere mari dădeau bibliotecii un aer nobil și întregii încăperi un stil aparte. Pisica căscă ușor. Apoi se întinsese cu putere și încercă să-și găsească o poziție cât mai confortabilă pe scaunul ei preferat. Deși tapiseria din catifea moale era puțin uzată de vreme, pisica nu părea deloc deranjată de acest lucru. Cheia se auzi dintr-o dată în broasca ușii, iar în casă intră încet un băiat prea bine îmbrăcat pentru vreme de afară. Căciula îi era așezată pe cap, iar fularul înfășurat de mai multe ori în jurul gâtului. Avea și pantaloni și cizme, dar cizmele din picioare aveau urme de zăpadă. Băiatul se dezbrăcă în grabă și se opri lângă scaunul din sufragerie unde moțăia tăcută pisica. Ce mai faci tu, frumoasă Suria? Toată ziua dormi. Ce îți mai pasă? O mângâie ușor pe blănița ei moale, apoi o luă în brațe și se așeză cu ea pe fotolul de lângă bibliotecă. Pisica a început să toarcă bucuroasă la pieptul lui și scoase agale un miaunat timid, în semn de bucurie. În timp ce o mângâia, îi privi atent blana neagră și își amintise cum o găsise în primăvară sub o mașină din fața blocului. Pe atunci pisica era cât un ghemotoc negru și timid, căreia îi se vedeau doar ochii extrem de verzi în întunericul de sub o mașină părăsită undeva în spatele blocului. Nu l-a lăsat inima să renunțe la ea și să plece la fotbal cu ceilalți băieți. A făcut tot ce a stat în putință și, cu chiu cu vai, a reușit să scoată pisicuța la lumină. Mai greu i-a fost să-și convingă părinții să-l lase să stea cu ea în casă. Promit să am grijă de ea. Nu o să vă dați seama că o avem în casă. Eu mă voi ocupa de tot. Bine, Alexandru, dacă așa spui tu. Dar nu uita că ai promis! Din acea zi frumoasă de primăvară, Suria devenise oficial un membru al familiei. Cel mai greu a fost însă lui Alexandru să o convingă pe sora lui mai mare, Ana, să o accepte pe biata pisicuță în casă, pentru că ea nu suporta pisicile și mai ales pe cele negre. Astea negre aduc ghinion! Tu n-ai văzut în filme că numai vrăjitoarele au pisici exact ca asta? Dar băiatul nu păru deloc surprins de răspunsul surorii lui mai mari. Îi știa caracterul și încerca să pară cât mai calm. Eu nu cred în așa ceva. Astea superstiții. Uite de și tu cât e de frumoasă și ce ochi verzi are. Treaba ta. Faci ce vrei. Dar cel mai bine ar fi să o ții în camera ta. Să n-o prind pe la mine prin cameră, că ți-o arunc pe geam. Să știi că nu mint. Băiatul se strădui să o învețe să facă la litieră și îi cumpără un mic colăcel pentru dormit, dar pisicuța prefera să doarmă doar cu el în pat. Se strângea lângă pieptul lui și torcea liniștită toată noaptea. Pe Alexandru nu părea să-l deranjeze absolut deloc acest lucru. Din potrivă, chiar îl relaxa, să o știe atât de aproape de el în fiecare seară. Micul ghemotoc îl urmărea peste tot prin casă și atunci când băiatul era plecat la școală, prefera să doarmă liniștită pe scaunul acoperit cu tapiserie de catifea roșie din sufragerie. Așa îi se părea ei că îi era mai bine decât să rămână în camera lui. Cu două zile înainte de vacanța de Crăciun, Ana a venit mai devreme acasă de la școală. Lăsă ghiozdanul la intrare și de-abia reuși să se descalțe pe apoi plecă grăbită în camera ei. Suria era ca de obicei în sufragerie, pe scaunul ei. O privi pe Ana cum trece pe lângă ea, fără să o bage în seamă, iar apoi s-a întors la somnul ei, de după amiază. După un timp, fata își făcu de treabă în bucătărie prin oale și castroane. Stătuse câteva clipe acolo, după care veni cu vreo două în sufragerie
și le trânti supărată pe masă. Pisica tresări de spaimă, dar rămase tăcută la locul ei. Apoi fata plecă și se întoarse cu altele. Unele mai mari, altele mai mici, intră din nou în dormitor și ieși cu câteva coli mari de hârtie în brațe. Suria o privi înspăimântată. Nu părăsi camera, dar continuă să se uite curioasă la fată. După ce termină, Ana se întoarse în holul de la intrare și căută de zor în ghiozdanul ei. Scoase din el o revistă rufărită și uzată, dar destul de colorată și murdară la colțuri de pete de cerneală. Bucuria Anei, atunci când văzu revista, o făcu să se întoarcă în sufragerie mult mai zglobie și să studieze cu atenție și în liniște paginile ei. Părea destul de atentă la unele detalii din ea și nu observă când pisica părăsi grăbită locul ei călduț și moale și urcă încet pe masa din sufragerie, încercând să adulmece ușor oalele și castroanele înșirate în neștire pe masă. După ceva timp, Ana își ridică ochii din revistă și când o văzut pe Suria, rămasă surprinsă de prezența animăluțului pe masă și exclamă mirată. Vai, tu cum ai ajuns aici? Dă-te jos de pe masă! Nu mai tu mai lipsi aici! Zât! Zât! Pisica săraca părăsi în grabă masa și se ascunse sub fotoliu de lângă bibliotecă, dar ochii ei mari și verzi o urmăreau curioși pe fată. Ana se întoarse la studiat cu mare atenție paginile revistei și un timp nici nu mai clipi. Atât de concentrată era la imaginile din fața ei. După un timp, ușa apartamentului se deschisese ușor și în casă intră Alexandru. Pisica îl recunoscu și își părăsi bucuroasă locul de sub fotoliu. Băiatul o luă în brațe și o mângâia încet pe blăniță, apoi a lăsat-o jos și s-a dezbrăcat în grabă. Auzind zgomot în hol, Ana se opri din citit și realiză că în casă tocmai intrase fratele ei. Acest lucru o luă însă prin surprindere, dar încercă să se stăpânească. Dar nu aveai până la ora două azi? E sfârșit de semestru, așa că am terminat mai devreme. Neavând de ales, fata se conformă și își dădu seama că fratele ei i-ar putea totuși fi de folos la munca migăloasă pe care tocmai urma să o facă. Bine, până vine mama și tata de la muncă, mai sunt cam 3 ore, așa că avem destul timp să încercăm să facem acest mic ritual. Băiatul se apropie grăbit de revistă lăsată pe masă și încercă să o studieze cu o curiozitate specifică vârstei, dar Ana veni iute lângă el și îi luă revista din mâini fără nicio explicație. Dar despre ce ritual e vorba? Ana încercă să studieze în continuare cuvintele din revistă și părea că nu îl ascultă pe fratele ei. Dezamăgit, băiatul se întoarse bosunflat, apoi în holul de unde venise și luă în brațe pisica care îl aștepta cu mintea acolo, de parcă ar fi știut că el se va întoarce în scurt timp după ea. Vino, Suria, știu că doar tu mă iubești în casa asta. Fata, auzind aceste cuvinte ale fratelui mai mic, pentru câteva clipe chiar o înduioșaseră. Lăsă revista pe masă și veni agale în hol după fratele ei. Alex, iartă-mă, știi doar cât de mult te iubesc. Pur și simplu m-am luat cu ritualul și am uitat de tine. Uite, dacă vrei, putem să-l facem împreună. Ce spui, mă ajuți? Băiatul părea că uitase pe loc de tristețea lui și, strângând și mai bine pisica în brațe, făcu câțiva pași spre sora lui. Ana îl luă de mână și merseră împreună până la masa din sufragerie. Acolo fata îi arătă revista și încercă să îi explice cum stau lucrurile cât mai pe înțelesul lui. Uite, vezi revista asta? O am de la Irina, sora lui Andrei dintre a 7. Mi-a spus că a văzut un ritual satanic în ea și că ar vrea să-l facă la ea acasă împreună cu alte colege, dar este un pic cam teamă. În schimb, mie nu. Mie nu mi este frică de așa ceva și chiar am rugat-o să mi-o împrumute și mie un pic. Băiatul înspăimântat lăsă pisica pe scaunul ei de lângă masă și privi cu mare atenție revista surorii lui fără să scoată săracul vreun cuvânt. Pentru câteva clipe rămase atent la imaginile din fața lui și nu înțelegea ce ar putea însemna ce tocmai vedea acolo. Ce fel de semne sunt astea, Ana? Că eu n-am mai văzut așa ceva niciodată. Fata îl privi ca și cum ea ar fi știut totul despre acea revistă și își lua dintr-o dată un aer de superioritate. Cum, nu știi? Sunt pentagrame și cu ajutorul lor și al simbolurilor
De aici vom reuși împreună să facem acest mic ritual. Deși o ascultase pe sora lui mai mare, fără nici măcar să clipească, băiatul totuși nu înțelesese mai nimic din ceea ce spunea ea. Dar totuși își luă și el un aer de superioritate, crezând că poate Ana nu își va da seama de asta. Aha, am înțeles. Și deci cam ce trebuie noi să facem pentru a împlini acest mic ritual? Păi, pentru început, ar trebui să urmăm toți pașii care sunt descriși cu lux de amănunte în revistă. Dar mai întâi ar trebui să mă ajut să desenez pe colile acestea mari de desen toate pentagramele care sunt desenate pe această pagină din revistă. Apoi, după ce terminăm, aprindem câteva lumânări și trebuie să rostim de 3 ori ritualul scris cu litere mari și, mă rog, cât se poate de clar și rar, fără să ne încurcăm. Ca și cum am rostit o poezie în fața clasei? Ce zici, crezi că putem? Nu, de ce nu? Mai greu mi se pare desenatul pentagramelor. Nu-ți fă griji! Am adus eu din cameră, înainte să vii de la școală, câteva oale și castroane care mi s-au părut potrivite pentru asta. Uite, ce zici? Astea de pe masă, ți se par în regulă? Pentru a ne ajuta la desen, sau nu? Băiatul privi cu atenție oalele, le luă în mână pe rând și le analiză cu ochiul lui critic. Apoi privi din nou la desenele din revistă. Da, cred că astea două oale și castronul în care face mama salată sunt perfecte pentru cercurile din revistă. Dar pentru pentagramă cred că vom avea nevoie în primul rând de trusa ta care o folosești la desen tehnic și poate cu puțin ajutor din partea mea vom reuși, pentru că știi că mă pricep la desen mult mai bine decât tine. Vom reuși să facem împreună desenul pentru acest mic ritual, așa cum îi spui tu. Fata părea cum nu se poate mai bucuroasă și entuziasmul o făcu să se apuce alături de fratele ei de așa zisa muncă. Copiii lucraseră cot la cot la acel proiect și după câteva mici greșeli și o sumedenie de col de hârtie aruncate în grabă la coș, au reușit într-un final să facă un desen ce părea întocmai cu cel original. Gata! În sfârșit am terminat. Ce spui, Alex? Seamănă cu originalul? Băiatul privi din nou desenul și se dădu un pic deoparte de masa de lucru. Încercă să compare capodopera lor cu cea din revistă. Ochii lui analizară în amănunt fiecare detaliu. Să zicem că seamănă. Deși pe aici picolea ar mai fi trebuit puțin corectat. Fata, în schimb, își pierdu răbdarea și, uitându-se grăbită la ceasul din bibliotecă, părea din ce în ce mai nervoasă. Dar dă-l naiba de desen, că mi-a mâncat sufletul. Uite-te și tu cât e ceasul. Mai e puțin și vine mama de la muncă. Dacă tot stăm așa, nu vom apuca să terminăm niciodată ritualul. Ai dreptate. Lasă că e perfect așa cum e. Hai mai bine să strângem toate oalele și ustensilele și să căutăm niște lumânări. Cât îți scrie în revistă că trebuie? Stai să mă uit. Cred că 3, parcă așa scria. Da, exact așa cum am spus, 3 lumânări ne trebuie. Copiii se grăbiră să facă sufrageria cât mai curată, lăsând pe masă doar revista, coala de hârtie și, bineînțeles, lumânările. În fiecare cerc desenat pe hârtie, erau altele mai mici, pentagrame. Unele erau mai ciudate ca altele, dar copiii totuși se străduiseră pe cât posibil ca ele să corespundă cu cele din revistă. După ce terminaseră de așeza lumânările exact așa cum scria în revistă, le-au aprins. Întreaga cameră era luminată doar de ele, pentru că afară se întunecase destul de bine. Suria a venit și ea tipi lângă picioarele băiatului și miaună destul de tare, iar asta îl făcu să o ia repede în brațe. Pisica, deși acum era la pieptul lui, nu se liniști. Ba dimpotrivă, începu să miaune din ce în ce mai tare. Asta o scosese din sărite pe fată și o făcu să-și pierdă cumpătul. Ori o faci să tacă, ori o duci în camera ta. Avem nevoie de liniște pentru a citi câteva versuri și pe Suria tocmai acum au apucat-o dracii. Băiatul încercă să-și liniștească pisica, dar ea părea din ce în ce mai agitată, săraca, simțea ea ceva. Așa că nu au avut de ales și au închis-o pe săraca pisică în camera ei. S-au întors în sufragerie.
și au continuat cu ritualul, dar pisica a început să-mi ia une din ce în ce mai tare. Hai să încercăm să evităm, sau dacă vrei putem să continuăm mâine ritualul și așa e cam târziu și în curând mama va veni acasă. Ana s-a uitat la ceasul din bibliotecă și totuși și-a dat seama că e destul de târziu, dar nu voia sub nicio formă să renunțe la planul ei. E aproape ora 5, ai dreptate, Alex, dar totuși am muncit atât de mult la desenul ăsta și mai avem de rostit împreună doar câteva versuri și atât. Și în plus mâine trebuie să-i dau revista Irinei înapoi. Ce, cum spui tu, Ana? Dacă crezi că avem destul timp... Hai să încercăm să ne grăbim un pic. Trebuie să ne ținem de mână în timp ce rostim aceste versuri. Încercăm amândoi odată, ca și cum am rostit o poezie. Copiii se uitară cu atenție la cuvintele pe care trebuiau a le rosti împreună. În graba lor de a respecta desenul și a urmat toți pașii care erau menționați în revistă, nu avură timp să citească nici măcar odată cele 4 versuri scrise destul de mare și cu litere aurit. Tu, înger căzut al nopții, vino și lasă să pășească odată cu tine pe toți cei ce binevoiesc să intre în această lume minunată. Tu, înger căzut al nopții, vino și lasă să pășească odată cu tine pe toți cei ce binevoiesc să intre în această lume minunată. Tu, înger căzut al nopții, vino și lasă să pășească odată cu tine pe toți cei ce binevoiesc să intre în această lume minunată. Rostiră versurile de 3 ori, ca pe o poezie, fără să fie conștienți de ele. Pe moment li se păru chiar amuzant cum în timpul ritualului flacăra lumânărilor începuse să lase pe pereții camerei unele umbre ciudate, dar luaseră totul ca pe o joacă și nu păreau deloc surprinși. Suria sări dintr-o dată pe masă, dărâmând 2 lumânări și așezându-se speriată pe desenele de pe coala de hârtie. Au rămas șocați. Băiatul luă pisica în braț, iar fata aprinse rapid lumină. Lumânările încă mai ardeau și fata se grăbi să le stingă cât mai rapid pentru că în hol intrase deja mama lor cu sacoșele pline de cumpărături în mână. A doua zi, când Ana se pregătea să meargă împreună cu fratele ei la școală, pe drum s-a întâlnit cu prietena ei cea mai bună. Și bineînțeles că a întrebat-o de revistă. Ei, ia spune, ai făcut ritualul din carte? Dar fata nu apuca să se răspundă Irinei că fratele ei i-o luase entuziasmat înainte. Da, l-am făcut împreună aseară, pentru Neric. Am aprins 3 lumânări și apoi am rostit în grabă versurile ca pe o poezie. Alex, tu nu te mai băga, lasă-mă pe mine să vorbesc. Băiatul nu o ascultă și continuă să povestească cu același entuziasm ca înainte. Și la acest ritual a mai participat și Suria. Răspunsurile fratelui o luară prin surprindere pe Ana și încercă să așeze situația într-o manieră cât mai delicată. Știi tu, cum sunt frații ăștia mai mici, nu am putut scăpa de el, așa că am făcut ritualul împreună și chiar dacă am vrut sau nu la ritual, participa și pisica lui. Aha, și cum ți s-a părut? Fata se opri puțin din mers și încercă să găsească un răspuns cât mai corect, dar după o scurtă analiză de moment, fața ei se schimbase și păru ușor dezamăgită. Sincer, nu mi s-a părut deloc interesant. Mai tare mă înspirea când Suria a aterizat în grabă pe masa din sufragerie și a răsturnat furioasă doar lumânări. Mă rog. Băiatul nu s-a putut abține și cu același entuziasm i-a răspuns grăbit Irinei. Da, și apoi ne-am oprit pentru că a venit mama. Fața Irinei păru dintr-o dată surprinsă și, deși mai aveau câțiva pași până la intrarea în școală, se opri brusc și îi privi pe amândoi frați destul de supărată. Și nu ați apucat să încheiați ritualul? Păi așa scria în revistă. Păi, să nu-mi spuneți că nu știați că orice astfel de ritual cuprinde început, cuprins și încheiere. Voi ați urmat doar primii 2 pași și ți se pare că, de fapt, da, pe ultimul se pare că n-ați mai apucat să-l urmați, vai doamne. Copiii se priviseră mirați și o teamă începu să-i cuprindă dintr-o dată. În graba lor, ei nu au vrut timp nici măcar să se mai uite în revistă.
atunci când își auziseră mama în hol. Au încercat să strângă toate lucrurile de pe masă, dar revista au îndesat-o rapid în ghiozdanul Anei, iar până a doua zi nu au mai deschis-o. Totul rămase suspendat în acel moment, iar copiii s-au purtat pe tot parcursul serii ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Alexandru se trezi destul de târziu, nu auzise ceasul sunând și realiză că va întârzi la școală în acea dimineață. Oricât de mult ar fi încercat să se grăbească, timpul era deja pierdut. Se uită din nou la ceas și încercă totuși să mărească ritmul pentru a putea recupera cât de cât din timpul pierdut. Deschise rapid fereastra și încercă să își dea seama ce fel de vreme e afară. Nu era încă sigur cu ce trebuia să se îmbrace. Aerul încă rece de primăvară și norii mulți și grei îl făcură să realizeze că încă nu era timpul să renunțe la geaca lui preferată de iarnă și nici la folarul și căciula primite cadou de Crăciun. Se gândise că ar fi totuși bine dacă ar lua cu el și umbrela pe care o primise, totuși, în caz că va ploua. Cu siguranță o va împărți cu sora lui. În cameră intră grăbită Ana, care încă și ea era în pijamale. Îl privi surprinsă pe băiat, care, deși era extrem de târziu, totuși nu se pregătea deloc de plecare. Alex, tu încă nu ești gata? Păi cu siguranță vom întârzi la ore. Uite-te și tu cât e ceasul. Și eu azi am teză la matematică. Încearcă, te rog frumos, să te grăbești. Băiatul o privi uimit pe fată și înțelesese dintr-o privire că nici ea nu a auzit ca și el alarma la ceas. Încerc să mă mișc cât pot repede. Amândoi copiii s-au sincronizat perfect și deși au sărit peste micul dejun din acea dimineață, au reușit totuși să se spele pe dinți și pe față într-un timp record. Apoi s-au îmbrăcat fiecare în camera lui și în cel mai scurt timp au fost gata de școală în hol. Soria îi aștepta ca de obicei în fața ușii de la intrare, somnoroasă și cu ochii pe jumătate închiși. Pisica căscă o gură mare, iar apoi se întinsese cât mai bine, arcuindu-și trupul ca o adevărată balerină. Băiatul o luă în brațe pentru câteva clipe, o mângâie și o dezmierdă cu mâinile lui fine, apoi dădu drumul pe covor. Să fii cu minte frumoasă, mea Soria! Ana se încălță în grabă și nu dădu importanță momentelor de romantism. Apoi se întorsese spre fratele ei și îi spuse: Alex, ia-o înainte că vin și eu imediat. Încui ușa și ne întâlnim în fața blocului. Băiatul coborâ gale scările și aștepta să audă cât mai curând pașii surorii lui în urmă. Rămasă în apartament, Ana se uită grăbită după setul ei de chei, dar nu le zări, ca de obicei, în bolul de sticlă de pe pantofar, și intrase dintr-o dată în panică. Fua! Oare unde or fi? Aici le las de fiecare dată când vine la școală. Se uită rapid prin toată casa, dar nu le-a zărit nicăieri. Așa că s-a grăbit să intre în balcon și să deschidă în viteză geamul. În fața blocului o așteptă cu minte Alex, care atunci când o zări la geam, veni rapid sub balcon. Hai, Ana, vii odată, o să întârziem la școală. Alex, nu-mi găsesc cheile. Caută-le pe ale tale în ghiozdan și urcă repede să încuiem ușa de la intrare. Băiatul se grăbi să ajungă în scară, iar în același timp își băgă mâna în buzunarul din fața rucsacului unde ținea de obicei setul lui de chei. Dar nu îl găsi nici pe al lui și panica îl cuprinsese și pe el. Ana îl întâmpină în fața ușii, dar ea era mai agitată ca el. Ei, unde sunt cheile? Hai, nu mai fă glume, Alex, că și așa-i târziu, dă-le odată! Dar băiatul făcu pe loc fața de om serios. Ana, nici eu nu le găsesc pe ale mele. Ce ne facem acum? Păi eu nu mai înțeleg nimic. Păi până acum nu ne-au lipsit niciodată cheile. Cum se poate așa ceva? Eu nu pot să înțeleg. Copiii au rămas uimiți și mirați în fața ușii fără să găsească în acel moment o explicație logică la ceea ce tocmai s-a întâmplat. Trecu o bună perioadă de la acel nefericit incident, iar copiii, deși au căutat peste tot seturile lor de chei, nu le-au mai găsit nicăieri niciodată. Părinții au rămas surprinși de explicațiile vagi pe care le-au primit de la copiii lor și au trecut apoi totul cu vederea. Primăvara era acum spre sfârșit. Zilele și nopțile răcoroase se transformaseră ușor în zile cu soare și cu un cer albastru și senin de vară. Nopțile erau scurte și din ce în ce mai călduroase. Copacii erau plini de frunze verzi, iar iarba acoperea în totalitate pământul. Alexandru încercă să-și facă în liniște temele în camera lui. Era
destul de concentrat la o problemă de matematică care de ceva timp îi cam dădea bătăi de cap, pentru că nu o putea rezolva. Ar fi apelat la ajutorul Anei, dar ea nu era acasă. Plecase la meditație și nu avea să se întoarcă prea curând. Suria moțăia în liniște pe marginea patului, iar după un timp se plictisise să își mai aștepte stăpânul și hotărâ să coboare din pat și să se așeze fără nicio jenă pe picioarele calde ale băiatului. Alexandru se opri pentru o clipă din rezolvarea problemei și a luat-o în brațe. Un timp a mângâiat-o, dar a rămas tot cu nasul în caiet. Lăsă apoi din instinct pisica pe picioare și se concentră din nou la problema care îl frământa de ceva timp. Căldura stăpânului ei și mâna lui moale o făcu pe Suria să înceapă să toarcă liniștită, fără să îi pese de nimic altceva. Liniștea apartamentului fu dintr-o dată tulburată de o bubuitură destul de ciudată, care tocmai se auzise din sufragerie. Pisica tresări speriată și se dădu jos, brusc, de pe picioarele băiatului, plecând grăbită în camera de alături. Alex tresări și el odată cu pisica, dar îi trebuie totuși ceva timp să se dumirească de unde poate a venit așa sunet. Nu știa. Încercă să se adune și apoi își spuse în barbă doar ca pentru el. Oare să fi intrat cineva în casă? Își făcu curaj până la urmă și a plecat cu pași mărunți și temători în sufragerie. Liniștea se așeză din nou în apartament. Doar ticăitul regulat al ceasului din bibliotecă era singurul care rupea tăcerea. Băiatul intră în cameră și o zări pe Suria lângă câteva cărți căzute jos din raftul de sus al bibliotecii. Pisica le mirosea de zor, ca și cum s-ar fi transformat pe loc într-un câine de vânătoare. Se apropie timid de pisică și o privi pentru câteva clipe, apoi încercă să o mângâie ușor pe spate. Însă ea părea hipnotizată de mirosul cărților de pe podea. Când o atinsese pe Suria, pisica sări speriată într-o parte și începu să miaune ciudat, ca și cum ar fi zbirat la el să o lase în pace. Alex rămăsese surprins de comportamentul straniu al pisicii lui și a încercat să o liniștească, dar ea se cambră dintr-o dată, apoi fugi înapoi în camera lui. Băiatul încercă să se liniștească singur și adună cu grijă toate cărțile de pe jos, iar apoi le pusese la loc în raftul din bibliotecă. Se întorsese timid în dormitorul lui și o zări pe Suria dormind liniștită pe marginea patului. Se liniști și el și pentru o clipă crezu că poate nimic din toate astea nu s-a întâmplat în realitate și totul a fost doar în mintea lui. Zilele de școală treceau destul de rapid pentru amândoi copiii. Fusese chiar o perioadă agitată pentru ei. Vacanța de vară se apropia cu pași repezi, iar ei erau prinși în diferite proiecte. Alexandru avea de pregătit pentru sărbarea de sfârșit de an școlar o poezie destul de lungă pe care o repeta o reînșire zi de zi. Câteodată preferea să rămână singur în camera lui și să încerce să memoreze pe de rost versurile, dar de cele mai multe ori sfârșea prin a se încurca, iar la un moment dat renunța la tot, îndepărtându-se supărat spre bucătărie. Ana era și ea la fel de ocupată. Zilele grele dinaintea tezelor trecuseră cu bine și după examene plecă cu colegii ei să sărbătorească împreună la o terasă din oraș. Vorbise cu mama ei și în acea extrem de călduroasă vară urmau să plece cu toți într-o scurtă vacanță la mare. Copiii erau cum nu se poate mai veseli de mica surpriză și abia așteptau cu nerăbdare acele zile însorite de vacanță. Într-una din zilele din plină vară, Alexandru și Ana erau fiecare în camera lui. Părinții erau plecați ca de obicei la servici și fiecare din copii încerca să își omoare timpul cum puteau ei mai bine. Băiatul era întins pe pat, iar alături de el era ca de obicei Suria. Pisica stătea cu minte lângă el, dar el încerca să deslușească o integramă care îi cam dădea bătăi de cap. Dar nu asta îl deranja. Dimpotrivă, chiar îi făcea o deosebită plăcere. Pisica torcea liniștită lângă el și la cel mai mic zgomot din încăpere, ea își ridica brusc urechile, dar fără a fi deranjată de acest lucru. Ana era în dormitorul ei și încerca să-și facă curat în dulapul cu haine. Realiză că unele dintre ele îi cam rămaseră mici în ultima vreme și acum analiza cu ochiul ei critic fiecare haină în parte. Își pierdea destul de mult timp în fața oglinzii suspendate de ușa principală de la dulap și probă fiecare haină în grabă. Fereastra era larg deschisă, iar în cameră intră aerul curat și răcoros de afară. Castanul din dreptul geamului ei nu lăsa razele soarelui să pătrundă deloc în cameră, iar asta pentru ea era un mare avantaj, mai ales în luna lui cuptor, când de obicei nu se mai putea respira în casă.
Cel mai cald era în sufragerie. Camera era situată în cealaltă parte a casei și, de cele mai multe ori, în zilele călduroase de vară, toți membrii familiei evitau să locuiască în acea parte a apartamentului, pentru că aerul era efectiv irespirabil. Într-un târziu, Ana termină de făcut curat în dulap și își sortase hainele care credea ea că nu-i mai veneau. Hotărâtă să meargă în bucătărie pentru a scoate din congelator tortul ei preferat de înghețată, a plecat. În fiecare zi, când ieșea de la muncă, mama copiilor se întorcea acasă cu un nou sortiment de înghețată. Cu o zi înainte veni cu unul mare de ciocolată și, deși mâncaseră cu toții din el, mai rămăsese ceva și pentru a doua zi. Așa că Ana își aminti de el și dădu ia mai rapid la congelator. Îl așeză pe masă și îl lăsă o clipă la dezghețat. Se gândi să meargă între timp în camera lui Alex și să îl întrebe dacă vrea și el o porție generoasă din el. Băiatul nici nu așteptă ca Ana să-l întrebe a doua oară. Se ridică grăbit de lângă pisică, lăsă integrama pe pat și merse bucuros în bucătărie. Suria se trezi brusc din visare și îi urmă până la castronul ei cu mâncare. Copiii nu au mai avut răbdare ca înghețata să se dezghețe cât de cât. Și au început a o mânca cu poftă. Unele bucăți de ciocolată se amestecau cu cele de alune și cu un topping generos de caramel, o bunătate. După ce a terminat de mâncat, Alex și-a amintit că în sufragerie era albumul lor de familie. Ar fi vrut să admire alături de sora lui câteva poze cu ei la mare, făcute cu câțiva ani înainte. Ana, ce spui? Ai vrea să vedem pozele despre care ți-am vorbit de dimineață? Fata încă mai săvura în tăcere înghețată și după ce termină de mâncat, îi răspunse plictisită. Oricum altceva mai bun nici nu aveam de făcut. Bine, hai să mergem în sufragerie. După ce făcură curat în bucătărie, plecară însoțiți în liniște de Suria în sufragerie. Camera era acum puternic luminată de razele soarelui de amează și atmosfera părea aproape irespirabilă comparativ cu cea din bucătărie unde era mult mai rece. Copiii încercară să respire cât mai puțin pentru că aerul din cameră îi făcu pe loc să se moleșească și o senzație de toropeală îi cuprinsese ușor. Băiatul nu a mai avut răbdare și a deschis albumul, iar pe covor căzuseră câteva fotografii pe care părinții nu avură încă timp să le așeze în paginile lui. Asta a făcut pe Ana să se enerveze și să ridice brusc vocea la fratele ei mai mic. De ce l-ai deschis? Nu puteai să mai aștepți până ajungeam din nou în bucătărie? Uite și tu câte poze s-au înșirat pe covor. Băiatul o privi mâhnit și încercă să o ajute să strângă cu atenție fiecare poză în parte. Știa cât de mult țineau părinții la acele minunate amintiri și de obicei nu prea aveau voie în acel sertar, doar cu acordul lor. Copiii au luat fiecare poză în parte și au avut grijă să nu o îndoaie, apoi a pus-o înapoi între paginile albumului. Atmosfera a început să fie din ce în ce mai liniștită. Intrase un pic de aer curat și proaspăt de afară, iar totul era bine. Frații terminaseră de așezat cu grijă toate pozele în album, apoi deciseseră că cel mai bine ar fi să le admire în liniște la masa din sufragerie. Drumul până în bucătărie li se păru la amândoi dintr-o dată prea lung, iar albumul era unul foarte greu, cu pagini multe și cartonate, unde pozele erau așezate fiecare la loc de cinste. Doar cele din ultima vacanță petrecută, o parte la mare și una la munte, rămăseseră nelipite. Probabil că părinții uitaseră de acele fotografii și le lăsaseră așa pentru o perioadă. Așezară albumul pe masa din sufragerie și se uitau atent la fiecare poză cu ei. Suria a venit tiptil lângă picioarele băiatului și a așteptat ca acesta să o ia în brațe, dar băiatul era mult prea atent la poze și nu a avut timp să o bage în seamă. Ușor, ușor, în cameră a început să se lase un aer din ce în ce mai rece, dar copiii nu au observat acest lucru. După un timp, însă, Ana lăsă la o parte pozele pe care le admira cu atenție și s-a uitat uimită în jur cu o privire de cercetaș. Fratele ei, în schimb, nu o băgă în seamă. El era în continuare foarte concentrat la pozele din album. Răcoarea din cameră se transformase treptat într-un frig din ce în ce mai pătrunzător, deși în urmă cu câteva clipe în sufragerie fusese un aer irespirabil. Suria se dădu grăbită jos de pe scaunul ei tapizat și se sui destul de panicată pe picioarele băiatului. Abia în acele clipe, el realizase că atmosfera din cameră era extraordinar de rece. Aerul pe care îl respirau acum cei doi frați le ieșea pe gură, sub forma de abur și asta îi făcea să se teamă puțin. Suria a încercat să se încălzească cât mai bine la pieptul băiatului și acesta o strânse cu putere în brațe. Alex, ce Dumnezeu se întâmplă? Doar suntem în luna iulie, asta nu se poate întâmpla. Ce frig e!
Băiatul privi în jur, ca și sora lui, și nu mai înțelegea nimic. Surya devenise din ce în ce mai agitată în brațele lui și a fost nevoit să o dea jos din brațe pentru că i-a fost frică să nu-l zgâre pe față. Pisica mea una adânc și părea din ce în ce mai nervoasă. Începuse să se învârtă o bună perioadă de timp în jurul cozii, iar apoi s-a urcat în fugă pe masă. Ochii ei verzi și mari priveau țintă spre un punct fix din bibliotecă, iar blana ei neagră era înfoiată de spaimă. Copiii s-au speriat foarte tare și au luat-o amândoi la fugă înspre bucătărie. O bună bucată de timp din sufragerie s-au auzit mieunături, pocnituri și tot soiul de sunete. Mai degrabă s-a auzit mieunatul înfiorător al pisicii. Apoi, ușor, ușor, Surya s-a mai liniștit și a venit egală spre bucătărie. Liniștea cuprinsese din nou tot apartamentul după tot acest răboi. Copiii stăteau acum cu minți la masa din bucătărie și nu scoteau nici măcar un sunet. Erau în continuare extrem de speriați și șocați. Nu își puteau explica ce Dumnezeu s-a întâmplat în sufragerie, dar mai ales ce ar fi transformat atât de tare pe biata Surya. Pisica părea acum foarte liniștită. S-a urcat rapid pe picioarele băiatului și, ca de obicei, a început să toarcă. Ana îl privi uimită pe fratele ei mai mic și a încercat să-și stăpânească teama din glas. Alex, oare ce a fost cu Surya astăzi? Amândoi încercară să uite de acel eveniment nefiresc și neplăcut la care asistaseră și au continuat să-și vadă liniștiți de viață. Fuseseră împreună cu părinții plecați la mare, apoi, când s-au întors acasă, s-au oprit la bunicii din partea mamei și au mai petrecut o lună la țară. Nici nu-și dăduseră seama când trecu lunga și frumoasă vacanță de vară și au trebuit, din păcate, să se întoarcă din nou la școală. Ana se transformase într-o tânără frumoasă și suavă, iar fratele ei, Alex, părea mult mai matur decât era la începutul verii. Dar după nici două luni de la începerea anului școlar, părinții au primit de urgență în timpul nopții vestea că bunica din partea mamei murise dintr-o dată în acea noapte. Bătrâna nici nu apucase să ajungă la spital pentru că își dăduse sufletul în ambulanță. Întreaga familie fusese șocată și devastată de vestea primită. Și acum toți se pregăteau să-și ia rămas bun de la biata bătrână care iubise ca pe ochii ei din cap. Cel mai afectat de eveniment rămase totuși Alex. El era nepotul ei preferat și legătura dintre cei doi era una specială. Bătrâna ținuse la toți nepoții ei, dar pentru Alex simțea ceva special. La înmormântare, băiatul a plâns așa cum nu o mai făcuse niciodată în viața lui și nici nu credea că o va mai face vreodată. Pur și simplu, el nu se putea împăca cu ideea că bunica lui preferată nu mai era printre ei. Trecuseră de atunci 3 luni, iar Alex nu a mai vrut să meargă deloc în vacanța de iarnă pe la bunicul lui rămas singur acum. Preferase să rămână acasă, doar cu Surya, decât să ajungă la țară și să nu o mai găsească ca de obicei pe bunica, așteptându-l bucuroasă în poartă. Afară începuse să ningă cu fulgi mari și repezi, iar Alex se uită bucuros pe fereastră din camera lui. Era prima zăpadă din acel an și unii copii începuseră să facă deja un om de zăpadă. Un timp Alex se uită bucuros la ei, ar fi vrut să se îmbrace bine și să iasă și la afară să-i ajute. Dar o tristețe îl cuprinse brusc și renunță la ideea de a mai ieși la joacă cu ei. Se gândea din nou la bunica lui și ar fi vrut ca ea să trăiască și să fie împreună cu toții la sat. Își aminti de cozonaci și prăjiturile pe care le făcea ea în ajunul Crăciunului și cum îi aștepta pe toți copiii ei la masă împreună cu bunicul. Casa lor se umplea de nepoți și rămânea așa de bucuroasă până la bobotează, dar în acel an cu siguranță nimic n-ar mai fi fost la fel. Se întorsese trist în sufragerie și încercă să-și alunge din tristețe cu o carte din bibliotecă. A vrut să îi treacă timpul mai ușor. Își făcuse mai întâi o cană cu ceai de tei în bucătărie, iar apoi s-a întors din nou în sufragerie. Alesese o carte cu povești pe care o citise deja de câteva ori, dar era cartea lui preferată dintre toate, pe care le citise până atunci, deoarece era de la bunica. S-a așezat pe canapea și a început să citească prima poveste, sorbind încet câte o gură din cana cu ceai. Surya a venit tiptil și se așeze lângă el. Pisica încercă să-și găsească o poziție cât mai confortabilă, iar apoi a ațipit. După nici jumătate de oră de citit, Alex a simțit cum îl cuprinde și pe el un somn.
Ar fi vrut să se întoarcă în dormitorul lui și să se întindă în pat, dar drumul până acolo îi se părea dintr-o dată mult prea lung și a preferat să lase cartea pe brațul canapelei, apoi s-a întins și a dormit și el împreună cu Surie. Visul, pe care îl avusese în acea după-amiază, îi se păru foarte real și nu știa dacă totul fusese adevărat sau visase. S-a trezit brusc, chiar pentru câteva clipe nu a știut unde se află. Apoi, ușor, ușor, s-a dezmeticit. Surie nu mai era lângă el. Acum pisica era din nou pe covor cu fața la cărțile din bibliotecă. Părea că privește ca și în celelalte dăți în același punct. Doar că de această dată era mai calmă. Băiatul s-a ridicat, înșezut, și a privit-o pe Surie. Încă mai era tulburat de visul pe care îl avusese, dar totuși a încercat să-l uite. S-a auzit dintr-o dată ușa deschizându-se la intrare și în apartament intraseră părinții lui însoțiți de Ana. Se îndrăsuseră toți trei din vizita de la țară. Alex, deși încă somnoros, veni în hol însoțit cu pași de omol de Surie. Mai spre seară, Ana îi povesti fratelui ei cum fusese ziua la țară, petrecut alături numai de bunicul lor, fără bunica lor dragă. Îmi lipsește atât de mult. Păcat că s-a stins atât de repede. Acum, casa mi se pare așa de pustie fără ea. Eu nu vreau să mai merg acolo niciodată. Dacă vrea bunicul, mai poate să vină el din când în când să mă mai vadă aici. Dar eu acolo nu mai merg niciodată. Da, așa spui tu acum. Dar poate dacă va trece puțin timpul, ai să te obișnuiești cu ideea. N-avem ce face. Poate, deși nu prea cred. Ana, uite, vreau să spun că azi când am ațipit puțin pe canapeaua din sufragerie, am avut un vis tare ciudat. Ce fel de vis, Alex? Unul care părea atât de real încât nu mi-am putut da seama dacă era totuși vis sau era real. Vrei să mi-l povestești? Cred că da. Băiatul a stat puțin pe gânduri și a încercat să-și amintească cât mai clar imaginile care îi se perindau în acele clipe în minte. Uite, știu foarte bine că am ațipit lângă Surie, deși somnul mă cuprinsese parcă, nu știu, eu nu dormeam, nu știu cum să-ți explic. Auzeam ticăitul ceasului din bibliotecă și o simțeam pe Surie respirând calm lângă mine. Chiar și respirația mea mi-o auzeam, dar ochii îmi erau închiși, parcă, nu știu, dormeam. Am simțit apoi cum un aer rece mă cuprinde ușor și fața îmi e mângâiată încete de palmele moi și calde ale bunicii. I-am simțit până și mirosul ei, unul pe care l-aș recunoaște dintr-o mie. Wow! Ești sigur, Alex? Că nu ai visat? Da, Ana. Sunt sigur. Sufletul bunicii m-a vizitat. Deși pare incredibil, acum nu mai sunt un copil. Și pot să-mi dau seama că tot ce se întâmplă a fost cât se poate de real. Dar Surie, cum a reacționat? Când m-am trezit din somn, ea era pe covor, deosebit de calmă și privea ca de obicei spre același punct fix, ca și în alte dăți. Crezi că poate ritualul pe care l-am făcut în graba anul trecut ar avea vreo legătură cu toate astea? Mă rog, care s-au petrecut până acum la noi în apartament? Nu știu, Ana, dar totuși eu cred că da. Și toate lucrurile astea par a fi din ce în ce mai înspăimântătoare. Poate ar trebui să vorbim cât se poate de sincer cu un preot. Păi și mama, tata, lor ce trebuie să le spunem? Atunci poate ar trebui să mai așteptăm. Da, atunci o să mai așteptăm. Eu cred că toate astea n-au nicio legătură cu acel ritual. Poate sunt doar închipuiri de ale noastre și atât. Uite, mama și tata nu au simțit nimic, deci e ok. Dar totuși, cea care s-a alarmat mai tare când am vrut să facem acel joc prostesc a fost Surie. Nu știu ce să zic. Ai dreptate, Alex. Hai să nu mai băgăm în seamă toate astea și să vedem ce se mai întâmplă. Ne vedem noi liniștiți de treburile noastre. Timpul trecuse, destul de rapid pentru copii. Alex crescuse acum, la fel și sora lui Ana. Pisica era și ea o adevărată lady. De ceva timp intrase în călduri și după o scurtă plimbare până la medicul veterinar, lucrurile păreau a se termina cu bine. Un mic tratament pe bază de pastile, o liniști pe Surie și acum ea turcea ca de obicei în sufragerie pe scaunul ei. Alex era concentrat la lectura unui roman de aventuri și de câteva zile se străduia să-l termine. Surie își ridica gale capul
și-a căscat dintr-o dată cu putere, iar apoi s-a ridicat în picioare și s-a întins foarte bine. A încercat să se mai dezmorțească și și-a căutat o altă poziție, tot pe scaunelul ei de catifea roșie. De ceva vreme și mai ales în mod special de când intrase în călduri, Suria evita să mai stea în brațele băiatului. Pur și simplu, acum prefera să stea la locul ei preferat. Liniștea camerei fu dintr-o dată tulburată, când din colțul bibliotecii trecu în grabă o umbră mare ce scosese un țipăt ascuțit. Apoi dispărut brusc când ajunsese la ușa sufrageriei. Suria sărise ca arsă de pe scaun și se zbârlise toată de spaimă. Ochii ei verzi se mirară și începuse să scoată speriată și ea un țipăt la fel de ascuțit ca a acelei umbre. Alex sări și el în picioare și începu să tremure din toate încheieturile. Pur și simplu nu își putea explica logic ce anume se întâmplase. Suria veni repede spre Alex și el o luă în brațe. Doamne, Suria, ce crezi că a putut însemna asta? Poate că ar fi timpul să vorbesc cu un preot până nu e prea târziu. Când Ana s-a întors acasă, Alex era încă foarte speriat, dar s-a străduit să explice cât mai clar tot ceea ce el a văzut și a auzit pentru câteva clipe, inclusiv reacția neașteptată a pisicii. Ana nu părea deloc afectată de acel eveniment. Știi ceva? Eu nu văd rostul pentru că... Nu văd rostul, nu știu, nu... Pentru ce ar trebui să chemăm un preot? Eu zic că poate ți s-a părut sau... Dacă chiar a fost așa cum spui tu, a trecut și gata, lasă. Dar, Ana, tu chiar nu înțelegi că lucrurile par a fi din ce în ce mai grave? Ce vrei să spui cu asta, Alex? Mie, sincer, nu mi se pare deloc așa. Încearcă, nu știu, încearcă, te rog frumos, să-ți bagi mințile în cap. Și nu mai speria și pe noștri cu închipuirile tale. Serios acum. Băiatul, ca de obicei, a ascultat-o pe sora lui mai mare și a încercat să uite acel eveniment ca și pe celelalte dinaintea lor, desigur. O perioadă destul de lungă, nici Alex și nici Suria nu au mai avut parte de surprize neașteptate. Până când, într-o noapte senină de vară, în care luna strălucea mai ceva ca soarele în miezul zilei, iar Alex era cufundat într-un somn profund în patul lui din dormitor, Suria, ca de obicei, a auzit ceva. Pisica era strânsă ghem la picioarele lui și moțăia și ea somnoroasă. Căldura verii se adunase între zidurile apartamentului și de ceva timp ploile nu mai căzuseră peste oraș. Fereastra din cameră era deschisă larg și din când în când câte o briză ușoară mai mișca în liniște perdeaua. Băiatul sfărăia încet, dar Suria nu era deranjată de asta. În cameră se făcu brusc frig, iar Suria se ridică grăbită la picioarele lui și își căută un loc lângă capul băiatului. Acesta dormea atât de profund încât nici nu a simțit când Suria s-a așezat speriată lângă el. Dintr-o dată băiatul a simțit cum două mâini reci îl strâng cu putere de gât. Suria a sărit speriată de lângă el și a început să meaune atât de urât încât îți îngheța sângele în vene. Alex simți că rămase treptat fără aer și ar fi vrut să se ridice din pat, dar pur și simplu nu putea. O forță îl țintui la pat. Pisica, cu o mișcare bruscă, sări cu lăbuțele pe capul lui și forța dispăru ca și cum nici nu ar fi existat vreodată. Alex s-a ridicat în grabă de pe pat și a aprins veioza de pe noptieră. S-a dus direct la oglinda din baie și s-a uitat cu atenție la urmele lăsate pe gâtul lui. Își dădu seama că nu visase. Asta e dovada destul de clară atât pentru Ana cât și pentru un preot că lucrurile vor fi mult mai grave dacă nu voi lua măsuri. Ana nu îl crezu nici de această dată pe fratele ei. Dar atunci când el îi arăta semnele de pe gât, ea a rămas brusc fără cuvinte. Copiii ar fi vrut totuși să mai aștepte o perioadă și apoi să vorbească cu părinții lor despre acest ritual și mai ales despre toate câte s-au întâmplat de atunci și până acum în casa lor. Dar totuși le era teamă de ce le vor spune părinții sau poate nici nu ar fi crezut, mai ales că niciunul dintre ei nu simțiseră nimic în toată această perioadă. Ana se gândea că cel mai bine ar fi să vorbească cu un preot, măcar să se informeze despre ce anume ar putea face ca aceste fenomene să nu se mai întâmple. Fata era de acum în cel de-al treilea an de liceu și, în vacanța de primăvară, merse în excursie cu colegii să viziteze mănăstirile din Moldova. Încercă să poarte o discuție cu un preot și să îi ceară niște sfaturi referitoare la ce ar putea face. Eu cred că voi, copii, făcând acel ritual, ați deschis fără voie o poartă prin care mai mult ca sigur pot intra și ieși sufletele celor care nu și-au găsit încă odihnă, iar unele dintre ele nu s-au împăcat încă cu moartea. Păi și ce ar fi
mai bine să facem părinte, pentru că aceste lucruri se întâmplă și aș vrea să nu se mai întâmple. Eu cred că trebuie să stați de vorbă cu un preot care să vrea să vă ajute și să țină o slujbă pentru a alunga din casa aceste entități. Am înțeles, părinte. Dar trebuie să țineți cont că nu orice preot va fi dispus să le facă. De ce, părinte? Păi, pentru că lupta cu forțele răului nu e deloc ușoară, iar pe acea poartă nu intră numai suflete rătăcite. Pot intra de asemenea și duhuri necurate. Ana rămase uimită de ultimele cuvintele preotului și nu știa ce să-i mai spună. Trebuie să cauți într-adevăr un preot bun, cu har, care să te ajute să închei toate aceste socoteli, să închideți cumva amândoi acea poartă. Mult curaj, copii, și Doamne ajută! Ana se întorsese îngrijorată acasă și îi povesti rapid fratelui ei sfatul preotului. Alexandru a rămas la fel de surprins ca și ea. Amândoi copiii nu știau ce să facă. O vreme au căutat un preot care să-i ajute, dar fără să le spună nimic părinților. Au mers împreună la câteva biserici din oraș, dar peste tot primau același răspuns. Îmi pare rău, copii, dar nu mă bag la astfel de cazuri. Încercați în altă parte. Timpul trecea destul de rapid, iar o perioadă lucrurile au fost bune în apartament. Ana a fost prima care a plecat de acasă, în alt oraș, la facultate. Apoi, după 2 ani, a plecat și Alex, iar părinților nu s-au plâns niciodată de nimic ieșit din comun în apartament. În vacanța de primăvară, studenții au venit în vizită la părinți și după ce s-au așezat la masă, au observat lipsa pisicii. Stați un pic, dar unde e Suria? Părinții se schimbaseră pe loc la față și încercară să îi dea fiului lor o explicație cât mai logică. Știi, Alex, am venit într-o zi acasă de la serviciu și Suria nu a mai venit ca de obicei în hol să ne întâmpine. Mă gândeam că poate o fi adormit și nu mă aude. Un timp nu a ieșit nicăieri și am început să-mi fac griji. Și unde era mama, că mă neliniștește și pe mine? Femeia își privi fiul îngrijorat și răspunse cu o voce tremurând, aproape plângând. Sărmana noastră, Suria, nu a avut parte de moarte ușoară. Alex a simțit cum i-a înghețat sângele în vene și de-abia se mai ținea pe picioare. Cum adică, mamă? Vrei să spui că Suria e moartă? Mama își privi fiul îngrijorată și sfâșiată de durere. Da. Nu mă lăsat inima să spun asta la telefon. Am așteptat să-ți dau vestea când ajungi acasă. Ana se dezmetici mai repede din șoc. Păi, stați, nu-mi plângeți. Dar cum a murit mama? Că nu-mi vine să cred. Femeia încercă să-și facă curaj, dar simți că nu poate vorbi despre asta. Tatăl însă preferă să le dea el vestea, cerea. Copii, e greu. Mama voastră a căutat-o pe Suria prin toată casa și culmea a găsit-o la baie. Se pare că se necase în cadă. Alex și Ana se priviră mirați. Pisică necată nu a mai văzut. Dar cum se poate așa ceva? Suria ura apa. Ea nu se atingea niciodată de cadă. Doar știm cu toții asta, mamă. Nu pot explica cum s-a putut întâmpla așa ceva. Alex nu-și mai putea scoate din minți gândul că Suria s-a putut uneca în cadă. Un timp nici măcar nu a mai folosit cada din apartament. Apoi, în timpul vacanțelor, când venea acasă la părinți, unele lucruri strani îi se întâmplau din când în când doar lui. Ana nu prea mai a venit acasă de atunci. Ea prefera să-și petreacă timpul liber cu prietenele ei sau să meargă în excursii. Alex, în schimb, prefera să rămână acasă și să citească cât mai multe cărți. Moartea pisicii îl sfâșiase. Într-o zi își lăsase cartea pe măsuța din sufragerie și a mers agale spre bucătărie. Voia să mănânce ceva rapid, iar apoi să se întoarcă la citit. Dar când a intrat în bucătărie, a rămas mut de spaimă.
Toate ușile de la dulapuri și inclusiv cea de la frigider erau larg deschise. Își dădu rapid seama că acel lucru nu era făcut de părinții lui și bineînțeles că le-a închis sperând, iar apoi a realizat că pofta de mâncare i-a dispărut. Își lipsea enorm de mult suria, mai ales în acele clipe simțea nevoia să facă ceva. Nu, că trebuie să stau de vorbă cu un preot, nu știu, nu mai pot. O vreme merse din biserică în biserică săracul, dar de fiecare dată primea același răspuns. Fiule, eu nu mă bag la așa o luptă, încearcă în altă parte. Alex nu își pierdu speranța, căută peste tot și într-un final găsi ceea ce căută. Tocmai când începu să-și pierde săracul speranța, dădu la o mănăstire peste un preot bătrân și înțelegător. Preotul îl văzuse și auzise destule la viața lui și după ce l-a ascultat cu atenție pe băiatul nostru, îi spusese cu o voce calmă și înceată. Am să te ajut. Dar pentru asta trebuie să postești și să te împărtășești, pentru că și eu, fiule, trebuie să fac la fel. Apoi am să vin cu tine în apartament și pentru a închide această poartă, trebuie să citesc o rânduială ce se face pentru cei ce sunt tulburați și supărați de duhuri necurate. Săptămâna viitoare părinții mei pleacă pentru câteva zile la mare, iar sora mea este deja plecată într-o excursie, așa că eu voi putea posti și mă voi putea ruga în liniște. Așa să faci. În ziua în care stabiliseră să se întâlnească, Alex veni la slujba de la mănăstire și după Sfânta Liturghie plecă alături de preot la el acasă. După ce acesta citi cu voce tare rânduiala și deschisese larg ușa de la intrare pentru ca toate relele ce sălășluiau în casă să iasă, Alex simți cum o ușurare îl cuprindea treptat, iar atmosfera încărcată din apartament se eliberează pe măsură ce preotul citea din cartea lui de rugăciuni. Din acea zi, în apartament nu s-au mai întâmplat lucruri ieșite din comun, iar Alex se simți eliberat de micul ritual pe care îl făcuse cândva alături de Ana și la care uitase să facă ce tocmai citise preotul bătrân. Încheierea. Ehe, dragii mei, aceasta este povestea cu numele Suria, preluată din cartea de proză scurtă Lună plină a Mirabelei Gabriela Jitaru. Vreau să vă spun că pe mine povestea asta m-a emoționat cel mai tare dintre toate poveștile din această carte, pentru că este despre o pisică și despre o pisică neagră precum este a mea. În momentul în care am citit dialogul dintre mamă și copii, chiar mi-a venit să plâng pentru că m-am pus o clipă în locul acelor copii, mai ales în locul lui Alex, care a aflat de această tragică veste că și-a pierdut pisica. Da, noi cei care iubim animalele ca pe membrii familiei suntem afectați foarte tare când un animal pleacă din această lume. Iar faptul că sora lui a fost foarte imatură și a făcut acel ritual, eu consider că toate acele ghinioane s-au ținut lanț de ei până când băiatul a avut curajul să vorbească cu un preot. Moartea bunicii, moartea pisicii și așa mai departe. Din această poveste și din această carte minunată de proză scurtă, putem trage o concluzie clară, dar în același timp frumoasă. Că atâta timp cât există Dumnezeu, există și diavolul. Că atâta timp cât nu știi să controlezi forțele necurate, nici nu este bine să te joci cu ele. Sper că vi-a plăcut acest șir lung de povești luate din realitate și sper că veți fi încântați și curioși să cumpărați și cartea cu numele de Lună plină. Cam atât. Aici încheiem acest capitol și vom reveni în viitorul clip cu noi povești
din cartea Mirabele Gabriela Jitaru cu numele de În umbra morții. Așa că până data viitoare eu vă spun ca de fiecare dată aveți grijă pe unde umblați, cu cine umblați și ce faceți. Noapte bună!